Bună ziua, domnule prefect Apostol. Bună ziua. Domnule, pentru mine apostul sau apostol? Pentru dumneavoastră și pentru toată lumea, apostul. Apostul. Subprefectul județului Vaslui, un tip activ, așa cum vă cunosc eu și vă spun din ce cunosc. Sunteți prezent de regulă la asemenea manifestări. Întrebarea, de ce? De ce? Este o zi atât de frumoasă, iar Berezinul sărbătorește în această zi frumoasă de vară sărbătoarea comunei. Deci în această zi nu puteam să nu fiu prezent alături de domnul primar, în Berezin, alături de comunitate, o comunitate frumoasă. Și, bineînțeles, să le transmit atât salutul meu, cât și al ca reprezentant al instituției prefectului. Domnule subprefect, sunteți reprezentantul PNL-ului. Nu. Dar al cui? Partidul Social Democrat. Sunt Partidul... în anul 2007 membru al Partidului Social Democrat. Cu atât mai mult. Bine că vă achitați de datoria de membru și bine faceți. Vă duceți și la comunele unde aveți primari de altă culoare? Absolut la toate comunitățile acolo unde sunt invitat și chiar dacă nu sunt invitat, sunt prezent, pentru că este un normal, este o datorie a mea, în primul rând, ca subprefect al județului, să fiu prezent alături de comunitate, alături de oameni și împreună cu ei să ne împărtășim gânduri și experiențe. Astăzi unde vă mai duceți? Am fost în comuna Ivești, de la Ivești am venit aici și s-ar putea să ajung și în comuna Vedeșoaia. Eu vă doresc să fiți sănătoși, să ne spuneți mai multe data viitoare într-un interviu pe care vreau să-l fac cu dumneavoastră, dar, cum să vă spun eu, fără risipă de timp. Acum risipim timpul că suntem presați. Eu mulțumesc cu mare drag și oricând. La revedere! La revedere.